probabil că vrea iubire. E ok, lasă-mă. Da. Viața mea! Ok, hai, cred că așa. Cam așa. Hai și tu. Dacă ar fi bine să prinzi lumina, nu? Nu. Da. Vii? Da, hai. Bună ziua! Nu arăt bine azi. Ba, arăt bine, hai. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi ne-am adunat astăzi aici ca să vorbim despre... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi ne-am adunat aici eu și cu Bobby pentru că pentru a vorbi despre un subiect pe care noi îl iubim foarte, foarte mult și anume plecarea în state. Bobby s-a și pregătit aici, arată-ne tricoul tău. Bobby este un student traveler. Ia uite, mamă, super, ești bine. Păi ridică-te puțin, să te fac. Trebuie să fac walk of shame sau? Eu l-am invitat aici așa pe canalul... Eu sunt invitatul tău azi. Da. Am înțeles. Cam fiecare zi, de fapt. L-am invitat așa, între ghilimele, pe canalul meu de YouTube ca să vorbim despre plecarea în state, despre interviul pe care l-am susținut recent pentru... jobul la care am aplicat în state și am zis că ar fi o experiență mult mai funny să povestim așa împreună. Îmi iei din lumină, Bob! Pentru că, na, experiențele de genul acesta, tip One Life 2, sunt trăite cu siguranță mult mai funny împreună. Pentru că poți să faci tu ceva pe fundal. Și este mult mai funny să povestim așa cumva împreună despre ce este vorba. Fără să mai stăm pe gânduri, vreau să fac așa un mic background al locului unde suntem și poate să vă întrebați ce facem și cum suntem. Zi, Bobby, unde este? La cămin. Da. Deci suntem la cămin, într-o umilă cameră de cămin. Am un noroc de ring light ăsta super bun pe care îl pot folosi așa super bine. Sper să mă vedeți bine, sper că sunt în focus, sper că toate lucrurile sunt ok. Eu sper că nu. Așa că fără să mai stăm pe gânduri, haideți să-i dăm drumul la subiect. Zi. Și în primul rând vreau să vă spun puțin că poate sunteți noi pe canalul meu de YouTube și atunci poate nu cunoașteți experiența. Eu sunt Delia, sunt studentă la medicină și promovez tot felul de experiențe One Life 2, printre care și aceasta de plecat cu programul Work and Travel în state. Noi am luat decizia de a merge cu Work and Travel acum 2 ani, respectiv în anul 2019, atunci când ne-am înscris în program. Am luat decizia să mergem în 2020, dar s-a întâmplat? Exact. Am fost atunci în 2019 în Alaska, a fost o experiență super, super, super faină. O să vă povestesc pe larg despre toate, probabil într-un alt videoclip, că deja am tot bătut și răzbătut subiectul acesta. Iar în 2020 ne-am înscris din nou pentru a pleca, însă datorită Unde vreau să mergem anul trecut? Anul trecut vreau să mergem, ne alesesem noi un job în statul New York. Ah, da, da. Nu știu care a fost. Știu că era undeva la 3 ore din New York. Exact, nu, 6 ore. Okay, da. Însă nu a fost să fie, așa că ne-am resemnat, să zicem așa, pentru anul 2021. Zis și făcut, ne-am înscris anul acesta în program, lucrurile au mers super, super rapid și super natural și firesc pentru toată lumea. Ne-am înscris cu Student Travel, se vede și aici la Bobby, e cu tricoul așa sponsorizat de Student Travel, glumesc. Dar și cumva am urmat așa pașii firești, super natural de înscriere a unui program. Am plătit o taxă inițială, ulterior am primit o listă de joburi, dintre care ne-am ales și noi un job. Și vreau să vă povestesc puțin, adică să vă povestim puțin, că deja am vorbit eu destul de mult, cum ne-am ales job. Bobby, dar tu ai văzut un pic ce gătită sunt eu și cum ești tu? Da, la asta mă uitam și de asta încercam să mă feresc sau să fiu autofocus. Că... De ce nu vrei să apari? Dar nu că nu vreau să apar, vreau să apar, dar nu știu să mă îmbrac la costume. Da, dar tu ești așa, cămașă, tu ești simplu și frumos, știi? Tu nu ai nevoie. Am ales jobul în sine, propriu zis. Ideea, vrei să povestești tu? Nu știu ce o să zic, dacă o zic corect sau nu. Bine, adică corect, o zic ceea ce cred. Exact. Ok, păi în trecut am ales un angajator, nu aveam habar, am ales doar în funcție de locație.
nu ne-a interesat angajatorul prea mult, exact. Prea puțin chestia asta, să vedem să fie într-o zonă cât de cât ok și să fie într-un loc sau într-un stat super fain. Gen, cum am plecat în Alaska, aveam lista aceea de joburi, că toată lumea când a auzit Alaska, Doamne, cum sunteți nebuni să mergeți acolo? Gen, când am văzut lista aia de joburi efectiv, în principal, aceste joburi de la Work and Travel sunt niște joburi super sezoniere și atunci oriunde te duci sunt exact la fel, fie că lucrezi pe server, pe housekeeping, aceleași poziții dar locații diferite și atunci contează mult locația în care ești, ca măcar să-ți placă, să-ți permite să faci anumite excursii și tot felul de artificii din astea perioadă de acolo. Normal. Și să-ți găsești și second job, de ce nu? Adică cumva locația să fie pe placul tău astfel că să fie ok. Iar noi, pentru că habar n-aveam în primul an ce să facem și cu siguranță voiam ceva super așa ieșit din comun, am ales Alaska, am zis că bă, ce-o fi, o fi. Cu siguranță a fost una din cele mai faine experiențe și nu regretăm. Însă, experiența pe care am avut-o acolo în Alaska ne-a învățat cum să ne alegem un job anul acesta și cumva a fost așa diferit, pentru că anul ăsta când am primit lista de joburi, am reacționat diferit față de trecut. Bine, exact. Și experiența faptului că am vorbit cu persoane care lucrează în state și nu ca și muncitori sezonieri. Da. Cum mergem noi, ca și studenți. Exact. Lucrează în state pe bune și mi-au explicat despre chestia asta, cum e acolo și cât de mult contează angajatorul în sine în toată treaba asta și că mereu trebuie exact. Să fie unul de top ca să fie mai bine. Exact. Astfel și... noi din lista aia de joburi am ales cel mai top hotel, ne-am uitat la toate locațiile, deci nu ne-am uitat la locații, ne-am uitat doar la angajator, ne interesa foarte mult hotelul în sine sau locul în care trebuia să ajungem și am găsit un loc mișto, zic eu, nu știu cât e de fain, eu ei zic acum că sunt, dacă vă uitați pe site-ul lor, o să vă pun aici în dreapta una asta, dacă vă uitați pe site, zice că sunt top 20 romantic restaurants from the United States, top 20 destination, nu știu ce, mă rog, sunt într-un top sau ceva considerat, nu știu exact să vă spun, însă modul în care am făcut, adică primul lucru pe care îl făceam, efectiv să cauți angajatorul pe Google, ăsta e ca un prim pas, te uiți la lista aia și cauți, bine, asta că nu vrei să te duci într-o locație și le cauți pe Google, care, vezi, Google, vezi cum arată, vezi exact locația, ce face, vezi pe hartă unde e situat, vezi ce angajatori mai sunt în prejurim, poate vrei un second job. Exact, vezi cât de mare este orașul în care este respectivul hotel sau, mă rog, whatever, ce este acolo. În principal vor fi hoteluri, pensiuni sau, mă rog, chestii de genul acesta. O să zice pe românește în Horeca. Horeca, da, exact. Exact asta am făcut și noi. Locul în care o să mergem noi se numește Chatham Bars Inn. Hai să zicem încă o dată. No. Poți să zici tu? Nu, fiate, vreau să zici unde mergem, dar în engleză și exact și statul și tot. Hai. So we're going at Chatham Bars Inn in Massachusetts. In what? Massachusetts. In... ok. Aia deci... că am repetat în somn. Anul trecut ziceam... Massachusetts. Nu puteam să pronunț niciodată. Deci noi mergem într-un stat în care acum când am plecat efectiv în America, în anul deși căutam state, vă dați seama, habar n-aveam nici măcar unde-i New York-ul, deci nu știam nimic. Hey, mă rog, da. Dar nu știam așa, nu știu, Mississippi, unde-i? Da, mai în sud. Minnesota, da. Unde-i? Mai în sud, ce da, deci sud. Sunt unele pe care nu le cunoști, super multe și așa. Și cu siguranță când vezi lista aia de joburi și vezi... Nu știu, americanii mă întreb pe mine. Păi, na, ziceam și eu așa. Când ne uitam pe lista aia de joburi, nici măcar nu știam cum se pronunță statul ăsta, Massachusetts, gen, cum ar veni. E un stat localizat pe coasta de est a Americii, undeva super în nord. Da. Pe lângă New York, zicem așa, puncte mari. Pe lângă Boston, gen. Păi Boston e... Da, Boston e capitala, gen, da. Hai să stai, părem proști. Așa, am mers în statul ăsta, Massachusetts, Chatham Bars Inn, este un hotel de, nu știu câte stele, da? 5, parcă, da. 5 stele? Da. Așa, ne-am uitat, deci efectiv am zis, ne-am uitat la toate detaliile care ne-ar putea interesa, ca să înțelegeți, intram efectiv și pe pagina lor de Instagram atunci când puteam să vezi exact, nu știu, ce promovează, care sunt tipurile de servicii pe care le vând acolo, ce tip de oameni vin acolo, cum arată camerele, care sunt joburile pe care le oferă. Sunt foarte multe din astea valențe pe care cât are? Pe TripAdvisor are, bine, mă uitam... Pe Booking, cât are pe Booking? Acum.
Deci sunt super multe valențe pe care trebuie să le iei în considerare atunci când pleci într-un 5 stele. Na, 5 stele, super. Și zi-mi cât costă o noapte acolo în iulie, gen, în mijlocul sezonului. Da, mă dorit așa să fie un loc super, super fain și coincidența, și chiar a fost o coincidență asta, că ne-a plăcut și locația, iar joburile pe care le ofereau ei erau unele foarte, 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 foarte faine, la modul, nu aveau poziții de housekeeping sau chestii din astea, erau... Iulie, da? Da, erau destul de multe... Vreo preferință în mijlocul săptămânii, weekend? Nu, în weekend. Nu, vineri, gen. 16-17. Ok, acum ne uităm cât costă o cameră acolo. Pentru două persoane, nu? O cameră de adulți fără copii. Da. E vândut. Păi și cât costă? Știu că m-am uitat deși prin august, era luat tot. Da, dar vreau să știu cât costă. Nu. No. Nu este disponibilitatea pe mai vară. Încolo. Sau intră la ei pe stai. Așa, deci pozițiile pe care ei le oferau acolo la jobul respectiv erau la hotel sau așa. Aveau housekeeping supervisor, aveau barback, o poziție, vi le explic imediat pe toate, aveau server assistant, server, adică ospătar, ajutor de ospătar, supervisor de curățenie. Da, aveau... am găsit din septembrie începând. De pe 1 pe 2 septembrie, atunci ai liber. Deci fiți atenți, o noapte pentru două persoane, așa e, nu? Da, o noapte două persoane. 1020 de euro, gen. Bobby, te duc la exclusiv. Mă, la top, top, top. Da, deci probabil o să vă dați seama de foarte multe lucruri uitându-vă la acest videoclip despre noi. Sau despre mine, cel puțin, că na. Ideea este că atunci, bine, nu ne ducem noi, să vă închipuiți că nu stăm noi acolo, noi nouă nici măcar nu ne oferă cazare sau ceva, dar, trebuie să privești așa cumva, dincolo de ceea ce se întâmplă, la modul în care te gândești ce fel de oameni sunt acolo, ce fel de oameni ar plăti suma respectivă ca să ce fel de oameni acolo. Vin acolo, ce fel de oameni ar plăti pentru serviciile oameni exact. Alea, ce fel de oameni și-ar permite serviciile alea. Exact. Pentru că genul ăla de oameni lasă, dacă lucrezi bine, în Horeca, să zicem, da. Lasă genul ăla de bacșiș pe care lasă genul ăla de oameni. Da. Care face diferența ideea... dacă vrei să mergi în state exact. Și ca să faci bani în mod, exact. E o prioritate. Bine, eu vreau să văd, că zice toată lumea că merg pentru schimbul intercultural. Da, mergi, că e cu totul diferită. Dar la un moment dat te gândești la partea asta materială, pentru exact. Că sunt, ca și studenți e exact. Un ajutor binevenit. Cu siguranță. Plus că ideea asta cu cultura americană e foarte, foarte diferit. Deci cum șocant. Este în România, cum e faza cu bacșișul și cum este în străinătate, nu străinătate, în America, faza cu bacșișul e foarte... Nici în Europa nu e atât de dezvoltat. Nu, nu e. Deci chiar oamenii, deci pe lângă faptul că lasă un procent între 10 și 20%, 24. Na, deci depinde de serviciile oferite și scoate telefonul sau calculatorul și-și calculează, și-ți ia bonul și-ți calculează și-ți lasă exact cât trebuie. Adică ăla ți-l lasă 95% din oameni. Exact. 98. Și nu poți să zici că, na, că trăiești așa, doar că eu personal m-am îndrăgostit efectiv de genul ăsta de interacțiune umană, când vorbești cu oamenii, le spui chestii și după aia îți mai lasă și bani pe lângă ei. Ideea este că așa este cultura la ei și atunci, this is it, we're gonna... trebuie să iei așa tot ce e mai bun din... Și mereu trebuie să faci o chestie pe care eu vreau fac. Smile more. Dacă mi-ai zis și la interviu, deci am dat interviu. Deci, nu, stai, vreau să zic prima dată de chestia aia, gen, când eram în Alaska și era o tipă, gen, managerea pe food acolo care era și îi zice lui Bobby odată, Bogdan, you are not friendly enough, gen. Eu nu pot să începem. Da, i-a zis că you are not friendly enough, la modul în care, gen, trebuia să fie mai... Eu nu puteam să fecuiesc niciodată, să stau tot ziua. Așa cum își dorea ea, adică eu vorbeam frumos, îmi vedea de treabă, zâmbeam dacă era cazul, dacă nu, dar nu puteam să stau toată ziua cu un rânjet până la urechi. Iar ei asta caută, asta e cultura lor, efectiv să fii super friendly, super cherish, să zâmbești foarte mult, chiar dacă, nu știu, uneori poate nu simți sau nu-ți place, ți-e foame, ți-e dor de casă, chestii de genul ăsta. Bine, am ajuns să fac chestia asta încât atunci când m-am întors și am coborât în Serbia, am mers într-un restaurant să mănânc ceva și a venit chelnerul la mine și mi-a dorit că vreau ceva și eram așa
Yes, please. Adică no, thank mi s-a tipărit, mi s-a tipărit zâmbetul pe față de la spate. Începi să te adaptezi până la urmă. Știi că trebuie să zâmbești în funcție de zâmbetul tău cât de larg e, chiar contează. Chiar face diferența să fii așa super deschis, super pozitiv. Și toată lumea are aceste fake smile-uri acolo. Chiar da, chiar la spate. Da, exact. No. Na, nu sunt niște lecții foarte bune acestea, dar cu siguranță, adică... Sunt niște lecții foarte bune în esența lor, dar așa pe față nu sunt, adică nu... Ok, hai că ne lungim și durează foarte mult. Zi despre interviu. Așa, și fiți atenți că noi aici la interviu, când am fost în Alaska, a fost super ușor, am fost la București la un interviu, eram doar noi doi, nici măcar nu era angajatorul, 5 minute. După aia, anul trecut am dat de asemenea interviu, l-am dat online, dar din cauza pandemiei și așa. Tot așa, plecasem pe un job de server, nu știu ce, Bogdan, tot ceva de genul pe la bucătărie erau și eram gen, hi, my name is, how are you, yes, I love medicine, nu știu ce, hi. Și ăla a fost interviu, și adică deci n-a fost nimica, o discuție știi? Formală. Da, iar eu anul ăsta, gen când mă pregăteam să intru la interviu, tot așa online planificat pe Skype, m-am pregătit să zic, hi, I'm Delia, I love Instagram, chestii din astea, știi, așa super basic, astfel încât oamenii să vadă așa cam cum ești, cam cât de mult poți să zâmbești fake și să te pună pe o anumită poziție, știi? Mamă, da, și-am intrat și n-a fost așa deloc, deci absolut deloc. Ne-am logat, ne-am pus căștile acolo și am început interviul. Hi, eu sunt nu știu cine de la departamentul HR. Eu sunt, nu știu cine era tipul ăla. El era pe Food and Beverage. El era? El e. Deci nu știu, ne-a luat interviu un tip, deci cu el am vorbit, nu cu aia nu de la HR. Era... Nu cred că era american, pentru că nu rângea foarte mult, deci chiar nu era. Mamă, și-am început, gen, hi Delia, how are you? Noi înainte am trimis pentru agenție, gen, CV-urile noastre. În și care am spus ce-am făcut anterior în state și poate mi-am băgat ca tot românul. Dar n-am băgat. Bine, eu n-am băgat deloc. Le-am pus alea, am pus toate pozițiile pe care le-am avut în Alaska și de la agenție mi-au zis, tipo, că gen, bă, Delia, mai scoate din astea, că nu-i bine să fie așa multe și am lăsat doar două, știi? Am pus poziție de housekeeping pe care am plecat și am pus o poziție de server pe care am avut-o. Și acolo vă dați seama că la atribuții și așa, bă, charming people și selling, nu știu ce, ce am pus eu acolo, știi? Și m-a luat din prima, gen, a zis că, ok, poți să-mi spui la ce fel de restaurant ai lucrat în Alaska? Și am zis că, bă, nu știu de care era, ce fel de restaurant era, dacă era la carte sau dacă era, nici nu știu de care trebuia să-i zic că e, gen. Eu am greșit că nu i-am zis că a fost bufet. Da. Trebuia să zic că nu se aveam chestiile alea, adică ei au început să ne întrebe, pe minim m-a întrebat, mi-au dat patru preparate, să zic în ce ordine dau pe fiecare, asta nu era neapărat greu, că îți dai seama, bine, un pic, două dintre ele, să spui ce fel de vin dai la ele, să vorbești despre un tip de vin, să spui despre paste, pentru că am zis că am lucrat la un restaurant Bobby, specific Bobby, what's napoletana? La pizza. Și că zice Bobby al meu, Bobby, what's napoletana, întreabă tipul, gen, zice Bobby, well, it's a pasta, it's really, really nice. Să mă pute de emoție, în momentul ăla nu gândeam deloc. Mami, și după aia ne-am dus să cumpărăm pizza și era fix pizza napoletana. Aia, nu mi-am dat seama. Mamă, dar vă dați seama că atunci când te întreabă chestii din astea, adică nici nu te aștepți. Nici nu ai engleza la tine, pentru că nu am mai vorbit engleză de nu știu când, era așa, nu știu ce. Și după aia îți mai pune și întrebări din astea care să te închidă. Eu vreau să vadă, gen, efectiv, cât de bine, care e experiența ta, cât de bine te descurci, cât de repede poți. Adică dacă scrii o chestie acolo, trebuie să fii capabil să descrii la un nivel, nu mediu, chiar destul de bun, avansat. Exact, adică exact. Să știi să descrii produsul pe care îl faci, să știi descrii ceea ce ai făcut, să știi atribuțiile tale, să știi cum să vorbești, exact. Să ai formulările la tine. Exact. Nu e chiar atât de facil pe cât am crezut. Eu mă așteptam absolut la ceva deloc. Mult mai formal, de asta nu am acordat atenție absolut deloc. Și când am ajuns acolo, efectiv, am început să tremur cumva, că mă gândeam că ce fac, ea prinde job și eu nu prind rămân acasă. Eu am fost înainte lui Bogdan și tot așa, tot felul de întrebări mi-au pus și mie, gen, what's your experience with the wines? Și eu eram, I don't know, I know white wines și chardonnay și atât. Adică niște întrebări din astea și o să mă întreba, gen, dacă ar fi să-mi spui, gen, un preparat pe care l-ai vândut tu anul trecut, gen, pe care îl recomandai, nu, un preparat super complicat, așa, pe care tu îl recomandai clienților anul trecut, care ar fi, știi? Și eu cum am lucrat la un restaurant moldovenesc acolo în Alaska, gen, well, I would recommend you sarmale, cabbage rolls stuffed with meat and nu știu ce, boiled for 6 hours, și erau așa, wow, super, dar nu așteptam deloc, deci gândiți-vă, eu am repetat de atât de multe ori chestia aia, cabbage rolls stuffed with meat și nu știu ce, în vara din 2019, încât acum, când o trebuie să zic, efectiv, am zis așa, gen, din ce mi-aminteam eu, deci nici măcar nu mai știam, a fost așa super intens, gen.
Și bă, da, nu, efectiv nu ne așteptam și la modul în care tipul nu voia să ne închidă sau nu voia să se... doar să știe efectiv, care e nivelul, cât de sus poți, cât de multe știi. Exact. Cât de multe exact. Și chiar contează, adică te ajută experiența pe care o ai acolo. Foarte mult. Extraordinar de mult. Foarte, adică, practic, noi dacă nu cred că aveam experiența asta și în CV, dar și faptul că am mai pus așa, am mai răspuns la unele întrebări cât de cât un pic. Nu cred că era ok. Adică nu primeai nu primeam job, adică nu, adică noi practic eram pe asta, pe food and beverages, practic ce intervieva el acolo și pe mine m-a întrebat ce poziție ți-ai dori și fac eu orice, fac orice pentru tine, nu contează. La modul că, da, mi-ar fi plăcut o poziție, adică target ar fi fost o poziție de server, normal, toată lumea își dorește chestia asta, mai ales când ai acolo efectiv asta. Și am zis că, na, aș vrea să fiu server și mi-a zis că, na, că pentru noi eu te pot pune dimineața, pentru că dimineața, gen, mi-a zis că, na, întreb oamenii dacă vor ceai, cafea, dar trebuie să le iei comanda de mâncare, la modul cum vor, dacă vor omlet, dacă vor ochiurile, cum să fie, sunny side sau nu știu cum, deci toate tipurile de întrebări la care nu te... Mă rog, m-a pus la ceva mai ușor. Păi dacă am loc cu pretenții? Da. No. Și după aia mi-a zis gen că, ok, o să te pun la breakfast și o să poți să mai vii uneori să faci la lunch dacă vrei sau uneori seara cumva pentru că astfel încât să te mai pot învăța. Bine, ideea e că trebuie să fiți foarte flexibil la modul omul să vadă că are ce să facă cu voi pentru că eu în momentul când și el mi-a zis să vadă că poți să descurci în orice situație exact. Și care... bază până la urmă. Eu în momentul în care mi-a zis chestia asta că mă poate pune la lunch și la dinner uneori, i-am zis că super, eu puteți să mă testați, puteți să faceți cum vreți voi, eu vin oricând ești disponibilă. Și atunci am văzut că am super bună disponibilitate și mi-a zis asta. Ok, Delia, contează pentru tine dacă lucrezi într-un restaurant în interior sau în exterior? Și am zis, nu, absolut deloc. Am zis că sunt super disponibilă și super flexibilă. Și la care îmi spune că ok, atunci s-ar putea să am pentru tine o poziție super bună pe pool și beach, gen. Da. Practic să duc băuturi sau să fac chestii de genul ăsta ca server, cred, sau așa. Și atunci, normal că e foarte faină poziția asta, pentru că nu am făcut absolut deloc niciun moft așa între ghilimele și atunci am fost flexibilă, mi-a dat o poziție super bună, dar a fost super complicat și după aia la sfârșit îmi mai zice și asta că gen maybe you will refresh a little bit the cocktails, că m-a întrebat tot așa ce știi despre cocktailuri, care e experiența și atunci chiar nu aveam nicio idee de cocktail. Mi-a zis odată o doamnă că vreau needle scotch? Da. Nu știu cum e termenul, gen era efectiv... Nu știu, au niște denumiri foarte, foarte dubioase da, pentru nimic. Da, și tot felul de... În America, na, cum e cultura asta de super mâncare multă și așa, au tot felul de cocktailuri cu frișcă, cu zmeură, cu cireșe, aveam cu fructe confiate, super multe chestii. 270 și ceva. Da. Și când venea cineva, trebuia să mă nu deci, bucătărie să le fac. Deci, efectiv, la final, când am terminat interviul, am zis, ok, da, să te uiți pe cocktailuri, să le știi, să nu știi ce erau, bine, îmi cumpăr carte, fac ce vreți voi, numai să vin. Și după aia a fost rândul lui Bobby, gen. Da, după aia a urmat rândul meu, am fost, da, mai zis chestia asta, că am fost întrebat despre meniu, trebuia da, să descriu da. Produsele pe care le-am vândut. Pentru că, practic, tot pe server ar fi fost cel. Ideea este, scuze, mai vreau să zic o chestie, îmi cer scuze. Când vă duceți la interviu, mai ales când e un angajator din ăsta așa super fancy sau asta, să știți super, super bine, să citiți foarte bine job offer-urile și pozițiile pe care ei le oferă. Exact. Gen, să știți tot. Deci acolo scria, nu știu, dacă îți oferă din asta uniformă, dacă bărbații trebuie să aibă barbă sau nu, dacă trebuie să fie trim sau trebuie să fie well groomed sau dacă... Îți oferă cazare, dacă nu, da, dacă îți oferă da, masă, da. Dacă tot, nu. Tot ce trebuie să faci este acolo în job offer-ul ăla și atunci ai momentul perfect în care tu să întrebi exact ce trebuie să faci, cum trebuie să fie, știi, și pe noi ne-a luat așa cum ne-a luat super tare, după aia ne-a întrebat așa, știi, cam pe ce ați vrea să mergeți? Da, după ce, adică el te trecea printr-un interviu pentru toate joburile, ca să zic așa, mm-hmm. Și după aia cam vedea unde ai fi tu potrivit, indiferent de, și te întreba dacă ești de acord cu, da. Cu alegerea asta. Ceea ce a fost super bine, eu am prins o poziție de barback și sper barman după mm-hmm. 2 săptămâni maxim. Da, da. Ideea e că acolo, la fața locului, e cu totul diferent. Da, poți să avansezi foarte ușor, dacă mm-hmm. vede că te descurci, dacă da, poți dacă să faci chestiile. Efectiv, te bagi tu acolo și ești de ajutor la momentul potrivit, e beton, adică trebuie exact, să vrei. Trebuie să vrei. Da, efectiv să te implici, să fii acolo. Na, noi sperăm din tot sufletul să putem să plecăm. Nu știm exact cum o să fie cu agenția, cam asta a fost experiența unui interviu cu un angajator top, cred. Da. Nici nu știu dacă e top, dar chiar a fost așa super fancy și nu ne așteptam nicio secundă. Adică da, ne-am făcut un pic research înainte,
dar nu ne gândeam că o să fie așa. Ce să vă mai zic, cam atât, acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper tare mult că v-a plăcut și că apreciați așa experiența noastră și că vă ajută și, nu știu, l-ați găsit așa cât de cât fami. Zi, Bobi, ți-a plăcut? Interviu? Da. Super mult, dar ți-am zis, m-a lăsat așa un pic, chiar am fost uimit. Da, deci chiar, gândiți-vă că mi s-a părut un ex, că vorbești 14 ore. Noapte bună, pupici, pa!